Salut! Suntem într-un luminiș de pădure de unde voi culege măceșe. Stați alături de mine să culegem măceșe, iar mai târziu le vom fierbe și vom face un delicios gem din ele. Haideți la cules! Sunt măcește foarte bune, sunt bine coapte, iar locul de unde le culeg este un luminiș între păduri, un loc bine aerisit, un loc luminat, în care măceșul se dezvoltă foarte bine. Totodată, acest loc este ferit de trafic, așa că aceste fructe de pădure sunt curate, nu sunt poluate și nici prăfuite, pentru că pe acest drum nu se circulă. Acasă va mai fi nevoie doar de o clătire ușoară pentru îndepărtarea prafului superficial. Gata, am terminat de cules. În circa o oră am umplut, așa cum se vede, o lădiță de măceșe. Din aceste crânguri, din mijlocul pădurii, se pot culege foarte simplu și ușor cantități importante de măceșe. În acest crâng sunt sute de tufe de astfel de măceși, cum este și cel din spatele meu, din care se pot culege cu ușurință kilograme întregi de măceșe. O echipă de câțiva oameni, în câteva ore, pot culege cantități importante, spun eu, sute de kilograme de astfel de fructe de pădure. Fructe de pădure care sunt foarte valoroase, mai ales pe piața externă. Noi, românii, am uitat să apreciem aceste fructe și le lăsăm să putrezească în crânguri fără a le mai culege. Dar înainte de 1989, aceste fructe erau colectate de către regiile silvice, dar și de către școli. Școlile aveau o cotă de astfel de fructe de pădure pe care trebuiau să le culeagă și să le predea ocoalelor silvice. Acum, zac pe câmp aceste fructe, nimeni nu le mai valorizează, nimeni nu le recoltează și, din păcate, am ajuns noi ca popor să importăm absolut tot. Tot ce înseamnă fruct, tot ce înseamnă
preparat din astfel de fructe. Am ajuns să consumăm gemuri făcute din geluri, făcute din emulsii de toate genurile, cu aromă de măceșe, cu aromă de mure, cu aromă de fructe de pădure. Nici de cum din fructe de pădure. Haideți să mergem acasă și să ne apucăm să preparăm gemul nostru din măceșele pe care astăzi le-am recoltat din pădure, de pe dealurile Argeșului, de pe dealurile din zona Vâlcelele, la 20 de kilometri de Pitești, pe drumul spre Curtea de Argeș. Mergem acasă. Măceșele culese le punem la spălat. Am pus apă cât să fie acoperite și acum le punem la foc, la fiert. Focul a fost pornit, apa s-a înfierbântat, încep să fiarbă măceșele noastre. O să le așteptăm să fiarbă timp de o oră jumătate. După 2 ore de fiert, măceșele sunt gata. Au fiert, pulpa s-a înmoiat și poate fi acum desfăcută. Le voi pasa cu o lingură, după care voi băga mixerul. Pentru a desprinde astfel pulpa de semințe. Pentru că pasta mixată este foarte groasă, adaug apă. Apa va facilita strecurarea acestei paste. Este foarte groasă. Cred că am să mai pun apă. Da. Și voi mixa în continuare cu mixerul pentru a se zdrobi foarte bine întreaga masă de măceșe. Acum luăm cu cana pastă, punem în strecurătoare și separăm cât se poate de bine semințele de pasta noastră, de pulpă. Este un procedeu anevoios și de durat.
când am separat pulpa de pielițe și de semințe, acestea din urmă le aruncăm. Și reluăm procedeul. Pulpa zdrobită și amestecată cu apă trece prin găurile sitei, separându-se astfel de semințe. Am terminat de stricurat pasta, o adaug din nou în cratița pentru fierbere. În jur de 6 litri de pastă. În această cantitate de pastă voi adăuga 1 kg de zahăr. Îl omogenizez bine, după care dăm drumul la foc pentru încă 40 de minute. Timp în care pasta noastră de măceșe va căpăta consistența mierii. Pasta noastră a început să fiarbă foarte bine. O voi fierbe asemenea bulionului timp de 30-40 de minute, până va căpăta consistență. Am terminat de fiert gemul nostru, pelteaua noastră de măceș. Acum, fierbinte, o pun în borcane. Umplu borcanul până sus, îi pun imediat capacul și îl pun cu gura în jos. Următorul. Acum fierbinți, se închid foarte bine. Le umplu bine, până sus. Nu mai las loc.
aerului. Consistența este groasă, ca de bulion, sau ca de miere, o miere caldă. Când se va răci, se va întări. Aceasta este pelteaua noastră de măgeși. Operațiunea este terminată. Am adus în cămară borcanele cu pelteaua noastră de măceșe. Consistența este foarte bună, gustul este bun. Un gust ușor dulce, deci cantitatea de zahăr nu a fost mare. Un gust pronunțat de măceșe. Vor rămâne așa răsturnate până se vor răci câteva zile, după care le voi aranja în raft. Atât pentru astăzi, am terminat operațiunea de cules a măceșelor, de fierbere a acestora și de transformare în gemă sau peltea. Peltea din măceșe. Un procedeu de lungă durată, laborios, care a început dimineața la ora 10 și se termină acum la ora 18. Este cam mult, dar rezultatul este gustos și sănătos. Până data viitoare, aveți grijă de voi, multă sănătate, numai bine!